Premierul Emil Boc a declarat sâmbătă la Deva că nici Alianța Socialistă, nici Moguli nu au reușit și nu vor reuși să dezbine PDL, ci dimpotrivă partidul va ieși mai întărit și mai puternic după alegerile din 15 mai. Împreună, după 15 mai, să facem partidul mai unit, mai solidar, mai performant, astfel încât să câștigăm următoarele bătălii electorale. Nici Alianța Socialistă, nici Moguli n-au reușit și nu vor reuși să dezbine Partidul Democrat Liberal. Dimpotrivă, acest partid va ieși mai întărit și mai puternic cu o echipă de învingători în 15 mai și vom continua ceea ce trebuie să facem pentru România, ca această țară să performeze, iar PDL-ul împreună cu actualii parteneri de guvernare să-și continue și după 2012 actul de guvernare. Boc și-a exprimat încrederea că va câștiga alegerile din 15 mai. Premierul Boc a fost însoțit la Deva de ministrul dezvoltării regionale și turismului Elena Udrea, de ministrul administrației și internelor Traian Igaș, de președintele Camerei Deputaților Roberta Anastase, de ministrul educației Daniel Funeriu, de Gheorghe Flutur, de Ioan Olteanu și de Mihai Stănișoară.